Chiar dacă moldovenii au fost cei care au înscris primii, energia nu a cedat, a reușit să preia conducerea după doar 5 minute de joc. A urmat o primă repriză echilibrată, dar și cu momente tensionate. Vali Popescu a văzut cartonașul roșu după un fault dur asupra unui adversar și a fost trimis în tribune. Ciprian Șandru s-a accidentat și nu a mai putut continua partida. În repriza secundă, gorjenii nu au lăsat garda jos și au jucat de la egal la egal cu o echipă care se luptă la titlu. E o victorie pe care mi-o doream, o victorie împotriva unei echipe bine pusă la punct din toate punctele de vedere, financiar, organizatoric, la nivel de jucători. Cu multe accidentări, cu mulți oameni pe bancă accidentați, Liviu a reușit să o ducă la capăt. Îi felicit pentru că e victoria lor. Pentru Energia, victoria în fața unei echipe puternice este un bonus. Urmează o perioadă cu 3 meciuri din 3 în 3 zile și participarea în cupele europene. Tot timpul, în general, Târgu Jiu, când joacă împotriva unor echipe de top din campionat, se montează foarte bine. Cred că e cel mai bun, ținând cont că am jucat cu Bacău, care este pe locul 2 și a câștigat peste tot în deplasare, în afară de Constanța. Eu zic că am făcut cel mai bun meci. Sper să urmeze meciuri mai bune. Energia joacă meciuri la Timișoara cu echipa locală.